Astăzi vă invit la o discuție despre capacități paranormale sau extrasenzoriale, adică ceea ce nu este inclus, ceea ce este dincolo de cele 5 simțuri fizice, adică văzul, auzul, mirosul, gustul și simțul tactil sau pipăitul. O chestie foarte interesantă care mi-a stămit curiozitatea la începuturile căutărilor mele a fost de ce corpul uman nu este capabil să vadă anumite lucruri care sunt în aer, cum ar fi undele radio, undele electrice sau magnetice, radiațiile, căldura, ultravioletele, infraroșiile. Ceea ce vă voi spune astăzi este strict părerea mea personală și, desigur, și împărtășiri din experiența mea și experiența cu anumiți clienți în ședințele de hipnoterapie și regresie în alte vieți. Salutare și bine te-am găsit la un nou vlog Experientele lui Dragos. Eu sunt Dragoș Roșu, hipnoterapeut și coach și pe acest canal vei găsi informații foarte interesante despre dezvoltare personală și spiritualitate. Dacă ești nou pe canalul meu, amintește-te să apeși butonul de subscribe și clopoțelul magic pentru a primi notificări atunci când postez câte un video nou. Sunt atâtea fenomene care se întâmplă, fenomene fizice care se întâmplă în acest moment, în această cameră sau oriunde vă aflați voi în acest mediu pe care noi îl numim aer sau eter, astfel încât cu dezvoltarea științei descoperim că există și mai multe, și de multe ori mă întrebam dacă toate acestea există, de ce noi nu putem să le percepem, să le simțim, să le conștientizăm. Vă dați seama că dacă îi spuneam unui om care trăia în anii 1000 sau 1500 de câmp electromagnetic, de unde radio, de anumite frecvențe, de ultraviolete, infraroșii, omul acela s-ar fi uitat la noi ca și cum am fi fost extraterestri sau ca și cum am fi fost satana incorporată. Dar cu evoluția științei descoperim că toate aceste lucruri există și cu siguranță vom descoperi mult mai multe. Acum că am terminat această mică introducere și această întrebare pe care eu mi-am pus-o tot timpul, probabil că și voi v-ați întrebat sau nu, de ce corpurile noastre nu pot percepe astfel de fenomene? Ei bine, sunt anumite persoane care pot să perceapă anumite lucruri. Anumite lucruri care depășesc simțurile fizice, anumite lucruri precum telepatie, clarviziune, claraudiție, care sunt foarte conectați cu intuiția și primesc mesaje, care fac channeling, persoane care se proiectează în astral sau au experiențe de dedublare în afara corpului, persoane care au premoniții și primesc mesaje în legătură cu viitorul, în legătură cu ceea ce se va întâmpla cu ei sau cu cei dragi, persoane care au vise lucide, persoane care au vise premonitorii. Așadar, sunt foarte multe persoane care primesc astfel de informații pe altfel de canale, sub o altă formă, nu neapărat prin cele 5 simțuri pe care le știm noi. Și poate că acum ai spune, Dragoș, nu este adevărat, nu prea există astfel de persoane sau se găsesc foarte rar, dar lasă-mă să te contrazic. Prin ședințele mele de hipnoterapie și regresie în alte vieți am întâlnit foarte multe persoane care prezintă tot felul de astfel de capacități. Am întâlnit astfel persoane care văd viitorul și care cu câteva luni sau săptămâni înainte au un anumit vis sau efectiv simt într-o meditație profundă sau într-o relaxare profundă că se va întâmpla într-un anumit fel și chiar așa se va întâmpla. Există persoane care canalizează mesaje, care fac un fel de channeling și în mintea lor primesc de fiecare dată răspunsuri, soluții foarte clar și foarte rapid, soluții care i-ar duce direct acolo unde au nevoie să facă ce au nevoie de făcut. Sunt foarte multe persoane care experimentează dedublări sau proiecții astrale fără să-și dea seama și efectiv ies din corpul fizic, călătoresc în alte planuri, în alte dimensiuni sau chiar în acest plan fizic și își văd anumite persoane dragi care sunt la distanță și apoi se întorc în corpul fizic crezând că a fost doar un vis, dar de fapt a fost o proiecție astrală. Sunt foarte mulți oameni care au vise lucide și își pot controla visele și de multe ori toate aceste persoane decid să nu vorbească despre aceste capacități pe care le au pentru că de multe ori ar putea fi considerate ciudați sau dubioși sau foarte diferiți de ceea ce este normal, mai ales pentru că multe dintre aceste persoane sunt persoane normale. De multe ori aceste persoane nu sunt în anumite grupări spirituale sau religioase, ci pur și simplu sunt oameni simpli care au aceste capacități. Părerea mea strict personală este că noi avem capacitatea de a accesa anumite informații extrasenzoriale, anumite capacități paranormale, să le spunem așa. Aceste capacități apar atunci când noi suntem mult mai conectați cu natura noastră adevărată, suntem mult mai conectați cu spiritul nostru, cu sufletul nostru, cu misiunea noastră. Asta nu înseamnă că toată lumea acum se poate trezi și cu toții vom avea aceste capacități. Și dacă sunteți atenți, aceste capacități diferă de la o persoană la alta. Asta de asemenea nu înseamnă că persoanele trebuie să fie spiritualizate sau, cum v-am spus, să fie într-o grupare religioasă sau spirituală ca să aibă aceste aceste capacități. Din punctul meu de vedere, așa cum anumiți copii sau anumite persoane vin cu anumite talente, unul este bun la desen, altul este bun la un sport, altul este bun în a găti ceva, altul este foarte bun în a cânta sau a dansa, așadar toți venim cu un bagaj de talente care sunt diferite de la persoana la cealaltă. Și atunci explicația mea ar fi că aceste talente există acum în viața noastră pentru că noi le-am dobândit în alte vieți. În alte vieți e posibil să fi avut contact cu aceste tipuri de activități și acele talente și capacități le aducem în viața noastră actuală. În așa fel văd și aceste capacități extrasenzoriale. Dacă aceste persoane au avut în alte vieți, în alte existențe ale sufletului, niște vieți foarte echilibrate, niște vieți în care au făcut foarte mult pentru ceilalți, niște vieți în care au ajutat foarte mult sau au trăit efectiv o viață de sfânt sau este posibil că au avut niște vieți în care au urmat o anumită religie sau o anumită tehnică spirituală și au ajuns foarte buni în acea tehnică, atunci acea persoană a adus totul în această viață. Și de aceea există persoane care nu au nicio treabă cu spiritualitatea sau așa cred ei și au tot felul de capacități care vin în mod natural. Aceste capacități se resimt în principiu în copilărie foarte mult, până la vârsta adolescenței. Din vârsta adolescenței este posibil să dispară anumite capacități. De multe ori în copilărie avem prieteni imaginari sau vedem anumite lucruri pe care adulții nu le văd, iar adulții ne spun că nu, e doar imaginația ta, e doar mintea ta care îți creează lucrurile acelea, doar visezi cu ochii deschiși. Dar, de fapt, acești copii văd și simt toate aceste lucruri. Acești copii își pot vedea ghizilor spirituali sau pot lua contact cu alte entități, cu extraterestri sau alte suflete. De asemenea, un lucru pe care l-am uitat este că există oameni care simt și care văd aceste câmpuri electromagnetice care se află în jurul corpurilor noastre, așa numită și aură, bioenergeticieni care efectiv simt și văd și pot să interacționeze cu acea informație electromagnetică din jurul câmpului nostru. Și acum se pune întrebarea, ne folosesc la ceva aceste capacități? Putem să le dobândim în decursul unei vieți? Avem nevoie de ele sau nu? Din punctul meu de vedere, aceste capacități putem să le dobândim în decursul unei vieți. Există anumite exerciții specifice prin care noi putem să ne exersăm aceste simțuri, să le întărim și să le subtilizăm astfel încât să simțim toate aceste lucruri, dar în mod natural există acele persoane care vin în mod natural cu aceste capacități. Și de foarte multe ori din ședințele mele de hipnoterapie cu clienții mei, i-am întrebat, ok, ai aceste capacități, dar ție îți folosesc la ceva și mai ales, cel mai important, tu le folosești pentru folosul celorlalți? Și am fost surprins să aflu că ele sunt folositoare pentru ei, câteodată sunt, hai să spunem așa, o povară pentru că ei simt sau înțeleg sau știu prea multe și ce e cel mai interesant este că de multe ori majoritatea clienților mei îmi spun că aceste capacități le folosesc doar pentru ei și mi-am dat seama că acesta este un lucru ok. Nu toată lumea trebuie să fie un terapeut sau să ajute oamenii în acest fel, ci ei pur și simplu au decis să ajute oamenii în alt fel, dar în același timp să-și folosească acele capacități doar pentru ei. Putem să ne cultivăm aceste talente extrasenzoriale? Da. Există exerciții și pentru proiecția astrală și pentru vise lucide, pentru vederea aurei, există exerciții pentru întărirea intuiției, pentru channeling, există exerciții pentru telepatie, pentru telekinesis, există un exercițiu pentru oricare din aceste fenomene extra celor 5 simțuri la care voi vă puteți gândi. Timpul de care avem nevoie pentru a învăța așa ceva diferă de la o persoană la alta și recunosc că unele persoane sunt mai deschise și au capacitate pentru a învăța un anumit fenomen și alte persoane un alt fenomen. De exemplu, eu am încercat foarte mult timp exerciții pentru proiecția astrală, am reușit de vreo 2 ori, am practicat exerciții pentru vise lucide și am reușit de vreo 3 ori, dar observ din ce în ce mai mult că intuiția mea și mesajele pe care le primesc în mintea mea, hai să spunem un fel de channeling, devin din ce în ce mai curate, devin din ce în ce mai rapide și mă pot conecta din ce în ce mai mult la eu-ul meu superior sau la ghizii mei spirituali de la care pot primi anumite mesaje atunci când am nevoie sau pentru clienții mei. Așadar, chiar dacă am încercat proiecția astrală, poate că nu i-am dat îndeajuns de multă atenție, în schimb, prin ședințele pe care le-am făcut ajutând alte persoane, am reușit să dezvolt o capacitate a intuiției mai puternică. Și acum aș vrea să vă dau un alt punct foarte important și poate un ultim. Dintr-un punct de vedere al sufletului, al iluminării sufletului, toate aceste lucruri nu contează. În sensul în care noi trăim în momentul prezent, sau cel puțin ar trebui să trăim în momentul prezent. De multe ori noi ne gândim doar la trecut și la viitor. De foarte, foarte puține ori suntem în momentul prezent și din câte știți sau probabil ați auzit, aceasta ar fi calea către iluminare. Către iluminare, către eliberare. Aceasta ar fi calea supremă pentru a ieși din ignoranță, pentru a ridica acest văl al iluziei pe care noi îl trăim aici și acum. Desigur că acestea sunt filozofii și dacă nu sunt puse în practică nu se întâmplă absolut nimic, dar o să-mi permit să filozofez un minut cu voi și să vă spun că dintr-un punct de vedere mai înalt, adică al momentului prezent, al sufletului nostru, toate aceste capacități extrasenzoriale care de multe ori sunt vânate de foarte mulți oameni care, normal, suntem fascinați de lucrurile acestea și am vrea să ni se întâmple și noi, am vrea să avem premoniții, am vrea să ne proiectăm în astral, am vrea să avem vise lucide sau mai știu eu ce alte capacități. Toate aceste fenomene, din perspectiva momentului prezent și al misiunii sufletului nostru, nu contează. Sunt doar niște lucruri care ne distrag de la misiunea sufletului nostru câteodată și, la fel ca toate celelalte lucruri fizice, creează atașament. Noi suntem atașați de persoane, de lucruri materiale, de capacități, de diplomele pe care le obținem, de profesia noastră, de talentele noastre, de lucrurile care ne fac să ne simțim bine. Suntem atașați de atât de multe lucruri și, dintr-un punct de vedere superior, aceste capacități extrasenzoriale, dacă suntem atât de disperați în a le avea, nu creează altceva decât atașament. Desigur, aceasta a fost doar o filozofie și și eu cad în aceste atașamente zi de zi și secundă de secundă, pentru că suntem umani și până să ajungem la acel non-atașament și să trăim doar în momentul prezent, este posibil să avem ceva de muncă, poate viața asta, poate chiar mai multe vieți, cine știe. Așadar, aceasta a fost părerea mea despre capacitățile extrasenzoriale sau paranormale. Dacă îți dorești și tu să experimentezi o ședință de hipnoterapie sau regresie în alte vieți pentru anumite probleme pe care le ai sau pur și simplu vrei să experimentezi să vezi cum este, nu ezita să accesezi linkul din descriere pe care scrie "Programează ședința de hipnoterapie sau regresie în alte vieți" și vei intra direct în contact cu mine și poți să-mi pui mai multe întrebări. Dacă ai găsit această informație ca fiind interesantă pentru tine, te rog să-mi lași un like, să-mi lași un coment, să-mi spui părerea ta și ne vedem în curând cu un nou vlog. Pa, pa!